Bună ziua, mei, eu sunt astăzi o prietenă și mai castru, al jucăm pe Briz, aici la pe MKSG. Jucăm din nou cu tastatura mea. Meciul trecut, adică mă rog, încercarea meciului trecut am jucat-o cu o altă tastatură, dar mă enerva, era mică. Nu puteam, frate, pur și simplu să joc cu ea. Și din cauza ei, m-am făcut full iron, dar am murit în damage. Pentru că n-am putut pur și simplu. Deci mă enerva tastatura aia și m-am luat-o înapoi pe aia veche. S-ar putea să o auziți și în videouri. Așa, am luat. E bine. Da, n-am luat-o pe unde trebuie. Ba da. Cine mai deja acolo, deci. Ok. Hai să mergem să facem ceva, nu mai stăm. 22. Ok. Nu știu unde deschide leverul ăla. Că știu că deschide undeva, clar. Nu știu unde. Locația. Ok. Bă, dar ce bine pare că m-am pus toată țara asta din nou. Ok. Haideți să mergem acolo. Uite mă că n-au luat. În dreapta cred că e chestul. Da. Ok. Aoleo. Aoleo! Ok, am scăpat pentru câteva secunde. Haide! Aoleo! Facem asta. Dai cu pum, nu. Hai, împingere spre barca, fraiere. Împingere. Împinge. Să-l împingem un pic. Haide. Lol. Lol. Lol, așa. Uite așa se scapă, mă. M-a contactat un prieten, stai să răspundem. Alo. Ce faci, mă? Bine, mă. Te găsești tu ca musca în lapte, filmam și eu acum. Hai să spargem lui ăsta barca, îl spargem, îl spargem. Chiar dacă ăsta are sabie și noi n-avem. Mergem după. Eu oricum sunt pe laptop, sunt mai la meci. Nu știu la calculator să jucăm. 2-0 pentru Germania. 2-0. Nu vii, mă, și tu? Ce? Nu vii să jucăm ceva? Da, oricum. Gol! Oh, gol! Cât e? 3-0 și am un prieten portughez. 3-0? 2. Ah. Și am un prieten portughez și vreau să-i fac în sâng. Hai, mă, vii. Da, așa că le-am dat întâmplut fratele meu. Și am și treaba. Și am dat un videoclip de Survival Games pentru Survival Games România. Și să-mi fac aia promovare, mă. Da, bine. Am făcut... cât ai bănesc ai tu? 90. Am fost măsuri de bune, am 73. Bă, eu sunt pe Breeze Lyson și nici măcar n-am armă. Bravo, măcar ai ceva armură? Am niște armură. Hai că-l câștigi. Ieri am câștigat 3 meciuri. Bravo, ție.
Da, unul singur, cu unul cu un portughez și unul cu un prieten. Deci, român fiind. Mai ușor zis, tu ai câștigat doar unul. Bine, tu ăla am câștigat unul, bine, unul pe Skype, bine, făteam cu ăla care e portughez din cărți și vorbesc pe Skype, adică în engleză. Și, na, e mișto să te vorbești, mișto să te vorbești cu oameni în engleză, e mai caterincos, așa, da, îmi place. Da, știu, știu. Te simți și tu mai european, așa. Bă, mai suntem 9 și eu nici măcar n-am marmă. Poftim? Nici măcar n-am marmă și mai suntem 9 persoane. Bună. N-ai nicio armă? Am un fișe, bro. Păi ăla e arma ta. Te văd un ce-s acolo. Uite, hai, văd încă vă aici. Bogdane. Mai te rog eu, frate, ăla e prietenul meu de mult, de-l cunosc de 3 ani de zile. Este, am să jumat. Cine? Nu-ți fură contul, ți-l dă înapoi când dorești. Nu. Nu. Ți-e frică că ți-l de ele sau ce? Da, mă, da, mi-e frică și... Lasă-mă, mă, îmi pace, cumpărei tu cont. Am ce ca să vreau să o călumești două, ok, nu contează, timpul la mea, să-ți cumpere sincea. Eu de cât am întrebat, m-a rugat să întreb. Acum, și m-ați găsit pe mine prost, că îi dau eu contul. Și poate mi-l bana să vedeți că vă puneam să-mi cumpărați. Niți-l bana? Auzi, mă, niți-l bana? Cu ce să-ți-l banezi? Îți cumpăra și doner. What the fuck, fucking invizibil. Da, mă, ți-l bana pe toate severele. Băgam hack-ul. E, nu contează, ok. Dacă nu vrei, nu vrei. N-am ce să zici. Altceva? Altceva nimic. Altceva. Primeză cu anul. Hai German, frate, hai Müller, hai Müller, du-te! Bă, vreau să câștige portughezii. Sușcule. Hai Ozil, Ozil, știu că, pare că știu că tu știi, că tu ești bea bun, tu știi. Știu că poți. Uite direct, de acolo, de pe el. Poate cad aici. Oricum conduceam cu 3 la 2 la 0, deci e bine. Germania, bravo! Uleu. Doamne, de scurmentare. Ah. Gol! Gol! Cât e? 3-0 pentru Germania. Bă, mă, bate ăsta, bă, ce hacker! Bă, l-am bătut cu jumătate de inimă, bă, tu știi ce hacker era. Dar bă, ce hack avea, bă! Nu aveai sabie. Avea, mă. Bă, dar tu știi ce hack avea? Am sabie de diamond. Ce punem? Cum adică? Aveam un diamond, aveam și un diamond. Bă, dar tu știi ce hack avea, mă. Bravo, bă, lor. Băiatule, bravo. Bă. Bă, să raportez hackerii, că lumea a prețit chestia asta. Am strâns 9 like-uri în 3 zile. 9 like-uri în 3 zile. Bun. Și pe unde ăla de hack, adică nu pe un SG. O să încerc și eu. Banez pe că lumea a plăcut. Bă, dar ce hacker, frate! Ce era să mă bat, avea din ăla Sonic. What? Cum se bat cu Sonic? E aproape imposibil. Trebuie să fie... Da, am reușit, am avut noroc că am avut armură și să mai bună decât el. Că altfel mă îmbrătea de mă spărgea. Oahi, n-are nicio șansă cu ăla cu Sonic, adică până ce Rafael ai văzut. Ăla cu Sonic și eu gen îți dă... Da, dar erau amândoi full iron cu sabie. Da, bine. Acum eu am fost chestplay de gold, cască de leather și pantalon de leather și nu, și ăla avea pantalon de chain, boots de leather, boots de aur și cască de fier, așa și l-am bătut. Și avea armă sabie de piatră. Ai avut noroc. Am avut mare noroc. Noroc imens, frate, că am reușit să-l bat pe ăla. Intru, nu intru în damage, îl pun pe ăsta pe net, că am reușit să ajung până să bat un hacker. Un hacker cu hack puternic. Că nu cu un... Force field ceva. Alea erau mai ușor de făcut. Da, ăsta totuși a fost... Force field-ul nu chiar așa ușor, dar totuși era mai ușor de făcut. Force field-ul n-ai nicio șansă, și de ce? Bă, dar oricum e mai... Ăla pe o rază de 5 blocuri, nu poți să-l atingi. Dar oricum e mai ușor decât să bagi Sonic-ul.
Bă, Sonic-ul poți să mă... Da, e prin Sonic-ul nici nu-l vezi. Deci, pe la instantaneu, frate, două blocuri, două blocuri, două blocuri. Și dădea sprint într-o parte. Că, what the fuck? Seriously? Am sapient de time. Am sapient de time. Hai că-l câștigi. Ești în DM? Nu, mai suntem 4. Ai grijă, că aici e cel mai mare tâmpire. Aoleo, aoleo, sunt doi timp full iron. Fugi de ei, du-te dracu. Fug, fug, dar vreau să-l găsesc pe ăla, adică îl văzuse mai devreme. Ar da, aș... da, bă, Dick, da, nu faci nicio șmelcherie dacă tu îl... Bat pe ăla, da, știu. Ăsta, uite-l, uite-l mă, uite-l pe ăla. Din... Dar măcar să ajung până contra. În damage, știi? Da, știu, adică îmi fac un rău mie, dar măcar să ajung până în damage. Nu n-o mor. Faci timp cu el, de... dar nu știu, nu știu dacă de deși poți să fie băiat. Ce? Intr-un damage. Da? Mm-hmm. Îl pui? Îl pun, oricum. Ok, deci mă bucur. O să fii să vedem filmare cum strigam eu col pentru Germania. Ok. Eu sunt și, nu știu dacă știi, multe dintre nu știi chestia, dar eu sunt și german. Da. Nu, Caterin, nu vreau Caterinca, vorbesc serios. Și nu e german de la tine, familia? Străbunicii. Adică germani, germani, nu germani, germani, au fost. Nu, germani, germani sunt ăia. Din partea moartea tatălui. Străbunicii. Oricum, hai adică, că dau la, dar, dau arc la ăștia. Sunt pregătit, stai, mai fac. Ai făcut timp cu ea? Ai făcut timp cu ea sau ultima cu timării? Ăla a murit. Deci te bagi cu timării, okay, nu? Ok, da, am două, trei fânăsuri în inventar. Mai am o săgeată. Sunt nubi sau? Nu știu. Dau pe mine ăștia, dau pe mine. Păi vecine să dea dacă sunt timing? Nu știu. Ok, am pus focul ăsta. Am pus calmea. De pe el. Că i-am prins o sabie și foc. Bun. Mai de pe ar, de pe el. Nu mai am săgeți, că i-aș da parc. Să-l scoți din joc. Și după aia fuci tu ce faci farigen și îl bagi și pe ăla. Hai boss. Îl câștigi ăsta. O simt în urină că îl câștigi pe ăsta. Nu, răsirea, că o simt. Aoleo, îmi dă fulgere, că am ieșit din spawn. Intră înapoi. Mă grăbesc, dar dau ăștia pe mine. Ok, mai, ca o a fost pentru episodul să nu uitați la părăcut, dați un like, un coment și un subscribe și ne vedem data viitoare. Normal că am murit, doar ce vrei, hai, haideți, pa!